Ok, păi salutat și bine am regăsit, dragii mei, abonați și mai poate să mergem la un nou videoclip de vlog. În acest videoclip o să facem un... să vă arăt ce mișcare am mai învățat eu cu Kendama. Deci, haide să-i dăm drumul și... Da, să-i dăm drumul! Deci, prima oară și vreau să vă zic ce mișcare am învățat. Deci am învățat Lighthouse, Airplane, pull-up orbit, tot ce înseamnă pull-up orbit, adică aici, 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 aici și aici. Adică știu cum să numesc, dar doar am zis așa ca să nu reșit pe toate. Deci am învățat să pun în toate locurile unde se pune mai puțin în bord, pentru că da, încă nu sunt ca cei rebel. Știu, nu trebuie să fii ca cei rebel ca să faci bord, dar totuși. Și fanii de la Real Madrid, dacă sunteți hateri, da, bine că port un tricou cu Barcelona, nu contează. Așa, haideți să vă arăt, prima oară haideți să vă arăt airplane-ul. Deci, eu făcusem o filmare mai devreme și mi-a ieșit airplane-ul, dar nu prea mi-a plăcut filmarea, deci, așa. Haideți să vă arăt cum se face airplane-ul. Deci, țineți bila cu gaură aceasta, gen așa. Și Kendama să nu se miște. Kenul, de fapt. Și dați așa în avânt și o prindeți în... prindeți Kenul în spike pe... Haideți să mai încercăm o dată. Era să mi să dar s-a dus pe lângă. Da, nu mi iese mereu și... mă enervează. Asta este o schemă pe care nu prea știu să o fac așa de bine. Deci mă optic așa de tare că mi-a ieșit filmarea trecută. Deci v-ați prins voi, trebuie să vin așa și să intre pe spike. V-ați prins oricum. Deci, mișcarea o reușește, dar nu oricând. Adică, nu pe filmare acum. Așa se întâmplă mereu, cred. Că nu reușește pe filmare. A doua mișcare pe care eu am învățat-o este Lighthouse, care este destul de grea. Deci, în prima oară trebuie să țineți Kenul de aici de unde este ața așa și bila să fie, să fie așezat așa, dar dacă aveți bila sticky, nu trebuie, puteți să o țineți și așa. Deci, haideți să încercăm. Da? A mea are foarte puțin grip, deci nu vă aștepta să stea. Asta cât de cât, dar da, am scăpat-o. Fac, s-a auzit cam tare. Am dat de un fotoliu. Așa, stai să mai încerc o dată. Da. De ce mi-a reușit acum? Adică, nu fac. Așa. Deci, haideți, acum e momentul adevărului. Oare o să-mi reușească mie? Da, nu reușește, dar a stat acolo puțin, deci v-ați prins ce trebuie să facem. Și da, cam astea au fost mișcarele pe care eu le-am învățat. Nu știu. O să mai fac videouri și o să vă arăt ce mișcare am învățat. A, și TikTok-ul, da. Da, era 4, că puteam să o prind. Uitați cum e și ieșit. Deci, dacă nu știți cum e mișcarea, trebuie să puneți bila pe basecap. De pe basecap să-i dați cu Kenul așa, face rotația asta pe aici și pic aici. Așa, haideți să-i dăm și un... Să dăm și un pull-up orbit. Să dăm și un pull-up orbit spike. Să vă mai arăt mișcările. Dar de ce mi-a ieșit? Și vreau să vă zic că m-am jucat astăzi cu un pil. Și este foarte tare jucăria aceea. Vi-o recomand. Este foarte tare și este foarte ușor să faci schemele cu ea. Adică bărdul se pune, adică bărd la pil
foarte ușor. Dacă nu, nu știți ce e acela un pil, probabil că o să aveți pe aici o poză. Dacă nu, uite, o să o pun la edit. Așa? Haideți să dăm un pull la porbit. Base cap. Da, nu mi-a ieșit. Ok. Așa. Și din pull la porbit base cap puteți să plecați pe orice mișcare. Doriți dumneavoastră. Așa. Și da, cam acestea au fost mișcările pe care eu le-am învățat. Și da, cam atât a fost și cu acest video. Păi, a căzut Kendall. Stați așa. Am scăpat-o de multe ori, dar nu prea pățin nimic. Așa. Deci stai acolo. Deci cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like. Cu voi a fost Eric și pa, pa!